cod galben de reforme în Parlamentul Republicii Moldova, sau cel puțin asta își propun cei care au ieșit învingători în alegerile parlamentare. Bun găsit! Începe retrospectiva săptămânii. Se împart fotoliile în Parlament, iar Partidul Acțiune și Solidaritate are de gând să intre în legislativ cu 63 de mandate, adică cu o majoritate sigură. În Parlament mai accede PSRM la braț cu PCRM, dar și 6 deputați din Partidul Șor. PASUL are poate cea mai mare responsabilitate decât au avut până acum partidele europene de la guvernare, spun analiștii politici. Trebuie să creeze un guvern funcțional apt să livreze rezultate tangibile în cel mai scurt timp. Tulpina Delta, o mutație a coronavirusului, este tot mai aproape de Republica Moldova. Epidemiologii spun că doar în ultima săptămână numărul îmbolnăvirilor a crescut cu peste 20%, inclusiv în rândul unor persoane care au revenit din străinătate. Peste 1,4 milioane de cetățeni din Republica Moldova și din diasporă și-au ales noul parlament de la Chișinău, iar alegerea a fost una mai mare ca niciodată. Pe buletinul de vot erau tocmai 23 de concurenți electorali, mai exact 20 de partide, două blocuri electorale și un candidat independent. Miza a fost uriașă, iar lupta s-a dat între puterile pro-vest și pro-est. Într-un final, marii învingători ai bătăliei electorale au fost pro-europenii. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat detașat alegerile cu un scor zdrobitor care le asigură 63 de mandate în forul legislativ. În Parlament mai accede blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor, dar și Partidul Șor. Bun găsit! În urma numărării tuturor voturilor de la cele 2150 de secții, PAS acumulează 52,80% din voturi. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor 27,17%, iar Partidul Politic Șor 5,74%. Restul entităților politice nu au trecut pragul electoral, iar voturile lor se vor redistribui. Mandatele de deputat se împart conform metodei DONT, adică proporțional, și sunt favorizate partidele cu cele mai multe voturi în alegeri. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate obține 63 de mandate de deputat, blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor 32 de mandate, iar Partidul Politic Șor 6 mandate. Și după ce s-au conturat toate cifrele și a devenit clar cine accede în Parlament, liderul formațiunii câștigătoare a făcut și primele declarații. Cei de la PAS spun că sunt gata să-și asume guvernarea imediat după validarea alegerilor. Au pregătită și lista cabinetului de miniștri. Suntem gata să numim un nou guvern și să prezentăm publicului un plan de guvernare pentru următorii 4 ani. După validarea alegerilor, noi vom veni cu garnitura guvernamentală. Președintele PSRM, Igor Dodon, și-a recunoscut public înfrângerea în alegeri, dar nu s-a abținut să facă și primele acuzații. Au toată puterea în stat, și președinția, și guvernul, și parlamentul, și curtea constituțională. E un fel de stat captiv, dar din alt punct de vedere. Dezamăgit de alegeri s-a arătat și liderul Partidului Șor, care și-a asumat vina pentru rezultatul lor modest. Кого я виню в результате? Себя. Виню себя, потому что, значит, это моя недоработка, значит, я где-то не досмотрел. De aici încolo, mingea în terenul Curții Constituționale, care are ultimul cuvânt de spus. Validează sau nu rezultatele alegerilor. Mai rămâne acum ca CEC să întocmească procesul verbal de totalizare a rezultatelor alegerilor. Comisia Electorală Centrală totalizează rezultatele alegerilor parlamentare prin întocmirea unui proces verbal prin care totalizează rezultatele alegerilor și întocmește un raport cu privire la rezultatele alegerilor în termen de 5 zile, termenul fiind 19 iulie 2021. Comisia Electorală Centrală prezintă Curții Constituționale actele prevăzute de codul electoral și lista deputaților aleși în termen de 24 de ore după totalizarea rezultatelor alegerilor, până pe 20 iulie 2021. Pornite cu speranță și mult entuziasm în campania electorală, 20 de entități politice au aflat cu amărăciune cât de mult, de fapt cât de puțin, sunt apreciate de alegători. Unele dintre acestea nu au primit voturi nici măcar de la proprii membri de partid. Așadar, au rămas în afara Parlamentului Partidul Democrat și Partidul Platforma. Da.
Și alte formațiuni politice cu mari aspirații au obținut un scor sub așteptări, lucru care a atras și interesante schimbări pe arena politică. Supărat că nu a fost nici în preferințele locuitorilor din orașul Bălți, Renato Usată i-a anunțat că renunță la fotoliul de primar al municipiului și întreaga conducere a PPDA a demisionat după ce nu au reușit să treacă de pragul electoral. La alegerile parlamentare, blocul electoral Renato Usatăi s-a clasat pe locul 4. Entitatea a obținut 4,1% din voturi, deși avea nevoie de tocmai 7% pentru a accede în legislativ. Total dezamăgit de rezultatul obținut la Bălți, unde formațiunea lui s-a clasat abia pe locul 3, Usatăi a decis să nu le mai fie primar. Раз бельчани хотят политиков, значит пусть выбирают себе политика нового мэра. Я подаю в отставку по выходу из отпуска так, чтобы не затягивать процесс, для того, чтобы могли пройти досрочные выборы. Un scor modest de 2,33% a luat și partidul Platforma Da. Andrei Năstase, care mai devreme se autopropunea premier, și-a dat demisia din fruntea PPDA. Totuși a dat de înțeles că nu se retrage din politică. Mulți deja au început să arunce țărnă peste noi. N-am murit încă. Ia uitați-vă la el. Ia uitați-vă la Alexandru Susar. Ia uitați-vă la Igor Munteanu, la Kirill Moțpan, la această minunată echipă. Și partidele unioniste au luat puține voturi. PUN a adunat 0,49%. Octavian Țâcu a ieșit la declarații vizibil supărat. Bula galbenă se va sparge și voi cu toții vă veți trezi la o realitate pe care o veți înțelege atunci când va trebui să facem reunire. A fost modest și scorul aur de doar 0,45%. Și din bine, mi-am spus-o și caravana, foarte mulți oameni care susțin cauza de legire, cauza mâine cu Moldova-România, au votat PAS. În total, 10 formațiuni politice au primit mai puține voturi, chiar decât numărul minim de membri pe care trebuie să-l aibă pentru a se înregistra ca partid. Printre acestea se numără și partidul pe listele căruia a candidat Mariana Durleșteanu, partidul format de fostul primar interimar al Chișinăului Ruslan Codreanu, dar și partidul Schimbării, al cărui lider este Ștefan Gligor. Cu toată puterea în mâinile lor, fără să aibă bătăi de cap ca să formeze alianțe și majorități legislative, s-ar părea că e simplu de guvernat. Dar PASUL are poate cea mai mare responsabilitate decât au avut până acum partidele pro-europene de la guvernare, spun analiștii politici. Trebuie să creeze un guvern funcțional, apt să livreze rezultate tangibile în cel mai scurt timp. Experții vorbesc fără ocolișuri despre o nouă eră politică în Republica Moldova și încearcă să proiecteze scenariile de mai departe, dar nu se grăbesc să le anunțe. Acum, toată lumea este în așteptarea candidaturii la funcția de premier, dar și a echipei care va prelua celelalte portofolii guvernamentale. Dar toate scenariile care circulă în spațiul public trebuie raportate la legislație, iar legea spune că noul legislativ trebuie să se întrunească în prima ședință în termen de 30 de zile de la scrutin, timp în care Curtea Constituțională trebuie să valideze rezultatele alegerilor. Prima ședință este condusă de decanul de vârstă al legislativului, iar la prima ședință trebuie să aleagă noul speaker, care mai departe el coordonează toate procesele. După aceasta are loc întrunirea șefului statului cu fracțiunile parlamentare, întrunirile referitoare la votarea viitorului guvern. Și după ce președintele țării va desemna un candidat la funcția de premier, acesta are termen de 15 zile pentru pregătirea listei cabinetului de miniștri și programul de guvernare. Dacă totul va fi bine, undeva noi, pe la mijlocul august sau în a doua jumătate a lunii august, ar trebui să avem deja ales un nou guvern care va fi produsul noului legislativ. Analiștii politici privesc acum atent și spre capacitățile instituționale ale Partidului Acțiune și Solidaritate, care nu are foarte multă experiență. PASUL nu are memorie instituțională mare. Acolo sunt, pot să enumer pe degete, oamenii care au experiență de activitate în guvern. De neglijat este că guvernul PAS va prelua puterea într-o perioadă complicată. Moștenirea lăsată de celelalte guvernări și de un an de criză pandemică
economică are nevoie de o resuscitare. Astfel, garnitura guvernamentală trebuie să aibă capacitatea de a livra rezultate imediate. Și aici deja este o mică enigmă. Cum va fi conceput acest guvern? Va fi unul monocolor, adică va fi un guvern de partid, sau vor fi cooptați și reprezentanții, hai să spunem așa, a tagmei tehnocraților? Dar noi toți suntem în așteptarea unui guvern care poate să lucreze eficient și care de la bun început îl va lua pe taur de coarne și o să avem rezultate rapide. PAS mai are o scurtă experiență de guvernare în iunie 2019, când fotoliul de premier a fost ocupat de Maia Sandu. A doua zi după alegeri, când încă nu erau procesate toate procesele verbale, așteptările de la noua guvernare erau deja înșirate pe hârtie sau, mai bine zis, pe Facebook. Și au venit în primul rând de la socialistul Ion Ceban, primar de Chișinău. Ce credeți? Ceban vrea descentralizarea administrației publice locale, adică vrea ca primăria pe care o conduce să nu mai depindă financiar de guvern și parlament. De aproape 2 ani de când e primar de Chișinău, e prima dată când cere descentralizarea administrației publice locale. Curios e că în toată această perioadă, cu un președinte care venea din PSRM, cu o majoritate legislativă dirijată tot de socialiști și cu un guvern credincios acestui partid, Ceban nu a îndrăznit să vorbească despre descentralizare. Urmează declarația săptămânii. A mai trecut o etapă din ceea ce înseamnă alegeri și campanii electorale. Astăzi am văzut rezultatele. A devenit mai clar ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Rog colegii mei să pregătească toate documentele necesare. Nu vreau ca politicienii să vină, să se ducă, iar noi, primăriile, să rămânem cu aceleași probleme. În Parlamentul Republicii Moldova să fie votate cât se poate de rapid, de dorit chiar în această legislatură, până pleacă deputații în concediu. Moldova rămâne la propriu fără oameni. Unul din patru basarabeni se află peste hotare. Doar anul trecut, peste 36.000 de cetățeni au părăsit Republica Moldova în căutarea unei vieți mai bune. Cum va arăta harta demografică peste 20 de ani? Vă spunem în câteva minute la retrospectiva săptămânii. A fost campanie electorală, au fost și alegeri și cine a mai stat să se gândească la pandemie? Coronavirusul însă nu a dispărut nicăieri. Ba mai mult, tulpina Delta, o mutație a coronavirusului, este tot mai aproape de Republica Moldova. Specialiștii urmează să primească rezultatele trimise la laboratoarele din Germania. Epidemiologii spun că doar în ultima săptămână numărul îmbolnăvirilor a crescut cu peste 20%, inclusiv în rândul persoanelor care au revenit din străinătate. Potrivit autorităților, numărul infectărilor ar putea deveni și mai mare în lunile august și septembrie dacă oamenii nu se vor vaccina. Mai ales că a mai apărut o tulpină, Lambda, care este tot mai des întâlnită în America Latină. Până acum, în Republica Moldova au fost vaccinați peste 14% dintre cetățeni. Deocamdată, Agenția Națională de Sănătate Publică nu poate depista noile tulpini ale coronavirusului pentru că nu are echipamentul tehnic necesar, dar estimează că am putea asista la o nouă creștere de cazuri pozitive COVID-19. Populația circulă, este perioada estivală când persoanele pleacă în acele regiuni, respectiv riscul de a veni cu o variantă nouă, indiferent că este Delta, este Lambada, este un riscul foarte înalt. Deja în multe țări europene numărul de cazuri este în creștere. Republica Moldova, cel mai probabil că o să înceapă să crească în luna august-septembrie. La nivel mondial se înregistrează o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor, în special în rândul persoanelor care nu s-au vaccinat. Reprezentanții Ministerului Sănătății atrag atenția și asupra riscului privind infectarea cu noua variantă a coronavirusului, Lambda, înregistrată în America de Sud. Și pentru că e mare pericolul izbucnirii unui nou focar, autoritățile vor să intensifice campania de vaccinare anti-COVID, ba chiar se gândesc să introducă vaccinarea obligatorie pentru unele categorii de persoane, cum ar fi profesorii. Este foarte important și obligatoriu ca cadrele din educație să fie protejate anume prin imunizare.
și noi avem la dispoziție timp puțin pentru a realiza acest lucru, deoarece este foarte important ca imunizarea cadrelor din educație să fie realizată integral, cel puțin cu 2 săptămâni înainte de începerea anului școlar. Astfel, autoritățile își propun să înceapă în regim normal procesul de învățământ de la 1 septembrie. Până acum, doar 30% dintre cadrele didactice au fost vaccinate, iar în rândul lucrătorilor medicali, rata imunizării se ridică la 80%. Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a îndemnat oamenii să se vaccineze, așa cum rata de imunizare este prea mică pentru a face față noilor tulpini care sunt mult mai contagioase. Reticența din partea populației nu are explicații. Stimați cetățeni, dacă ne dorim cu toții să ieșim cât mai repede din menghina COVID-19, să uităm de restricții, să uităm de alte restricționări ale libertății noastre cu care ne-am deprins până la pandemie. Vă rog, vaccinați-vă! Și nici nu mai ține argumentul că nu sunt suficiente doze sau că doritorii nu au de unde alege. Republica Moldova a primit primul lot de vaccinuri anticovid Johnson & Johnson produse în Statele Unite ale Americii. Prin intermediul platformei COVAX au fost livrate peste 151.000 de doze din totalul de 500.000 de vaccinuri Johnson & Johnson pe care SUA sunt dispuse să ne le doneze. Vaccinul american e unicul din lume care se administrează într-o singură doză. Acesta este deja disponibil în toate centrele medicilor de familie și doritorii îl pot solicita pentru administrare. Avionul cu vaccinuri Johnson & Johnson a aterizat luni seara pe aeroportul din Chișinău, unde așteptau președintele Maia Sandu și ambasadorul SUA Derek Hogan. Șeful statului a mulțumit oficialului american pentru acest gest solidar al Statelor Unite și a îndemnat pe cetățeni să se vaccineze. Vaccinurile Johnson & Johnson au fost distribuite proporțional în toate centrele de vaccinare din Republica Moldova. Lotul va fi distribuit deja chiar începând cu zilele de miercuri-joi. Pe parcursul zilei de mâine este planificată o instruire efectuată de către colegii din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică pentru toată asistența medicală primară. Astfel, începând cu ziua de miercuri, suntem disponibili ca să redistribuim echitabil către toate punctele de vaccinare din țară, care sunt număr de peste 530 de unități. Vaccinul american se administrează intramuscular într-o singură doză și e recomandat persoanelor care au cel puțin 18 ani. Specialiștii spun că Johnson & Johnson utilizează un adenovirus inofensiv care nu se poate înmulți în organismul uman. Condiții speciale pentru administrarea acestui vaccin nu sunt, deoarece administrarea lui este intramuscular ca și la celelalte tipuri de vaccin, administrarea în mușchi deltoid. Reacțiile adverse, practic, sunt toate aceleași. Dureri musculare, pot fi de asemenea mialgii și, desigur, conform studiilor, 9% din persoanele care au fost puse studiului au dezvoltat febră mai mult de 38. La nivel mondial, peste 20.000.000 de oameni au fost imunizate cu vaccinul Johnson & Johnson. Serul anticovid este aprobat de Organizația Mondială a Sănătății și de Agenția Europeană a Medicamentului. Până acum, Republica Moldova a recepționat peste 1.248.000 de doze de vaccin de tip AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, Sinopharm, Sinovac și Johnson & Johnson. Unii părăsesc Republica Moldova și pleacă în Uniunea Europeană, iar alții reușesc să aducă Europa acasă. Doi frați din localitatea Fundul Galbenei se pot lăuda cu o livadă modernă de cireșe, datorită unei tehnologii moderne de irigare. Cum reușesc cei doi agricultori din Hâncești să aibă roadă bogată și pe timp de secetă, vă spunem mai târziu la retrospectiva săptămânii. Autoritățile din Israel au anunțat că oferă o a treia doză de vaccin Pfizer pentru categoriile vulnerabile de cetățeni. Despre aceasta, dar și alte știri, în rubrica 60 de secunde din lume. În Israel, cei care au probleme de imunitate beneficiază de a treia doză de vaccin anticovid. În același timp, guvernul a decis să înceapă să administreze adulților și vaccinul Moderna. Până acum, în Israel s-a folosit exclusiv serul Pfizer, cu care s-au imunizat 60% dintre cetățeni.
Cel puțin 52 de bolnavi COVID și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit la un spital din orașul Nasiriya din Irak. Pavilionul COVID avea 70 de paturi, dar este posibil ca numărul pacienților să fi fost mai mare. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a fost provocat de explozia unor tuburi de oxigen. Cea mai adâncă piscină din lume s-a deschis în Dubai și recordul e deja consemnat de Guinness Book. Piscina are o adâncime de 60 de metri și e cu 15 metri mai adâncă decât orice alt bazin din lume. În plus, e de două ori mai mare decât orice altă piscină. Practic, e un adevărat orășel subacvatic plin de obiecte din viața de zi cu zi și acoperit cu vegetație. Teatrul Regal Shakespeare a reluat spectacolele cu public după o pauză de peste un an. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia COVID-19, piesele marelui dramaturg britanic se vor juca pe noua scenă a teatrului amenajată în aer liber. Prima producție teatrală jucată pe această scenă a fost Comedia Erorilor de William Shakespeare. Moldova rămâne la propriu fără oameni, unul din patru basarabeni se află peste hotare. Doar anul trecut, peste 36.000 de cetățeni au părăsit Republica Moldova în căutarea unei vieți mai bune. Astfel se sting satele noastre. 10 localități riscă să dispară de pe hartă pentru că prin curți nu mai zărești niciun gospodar. Mai mult, în următorii ani, numărul satelor fantomă s-ar putea dubla. Cei mai mulți dintre cei care au părăsit Republica Moldova sunt tineri apți de muncă care lasă în urmă cifre alarmante. În fiecare an crește numărul celor care mor, în timp ce natalitatea scade. Dacă plecările vor continua în același ritm, atunci, până în 2040, populația Republicii Moldova ar putea scădea până la 1,7 milioane de locuitori. Colega mea, Natalia Chicu, numără satele în care încă mai sunt oameni. Să vedem cifra săptămânii. Republica Moldova pustiește pe zi ce trece. Dacă pe timpuri satele clocoteau de viață, de oameni prinși cu treburile casnice, astăzi în unele sate nici zare de om prin mahala. La doar 40 de kilometri de Chișinău se află satul Batâc, o localitate care în perioada sa de glorie număra aproximativ 100 de gospodării. Astăzi acestea pot fi numărate pe degete. Locuințele îmbătrânite cu greu mai pot fi găsite printre copaci. Din această casă îmbătrânită de timp, am găsit doar pereții și tavanul care sunt gata să se prăbușească. În localitate au rămas să mai trăiască doar 2-3 familii. În sat nu există niciun magazin, iar ambulanțele ajung până la ei doar dacă noroiul de pe drumuri s-a uscat, ci doar câțiva locuitori care au mai rămas și amintesc cu nostalgie de vremurile de altă dată. Când eram eu de 14 ani era sat mare. Avea un magazin, au ceva producții, dar am dat ca rareditate. Nu-i pare rău numai ei, dar cred că la mai mult îi pare rău. După independență încoace, mulți au plecat și foarte brusc a diminuat numărul populației din satul Batâc. Tineretul s-a dus, sunt și localități și mai mari în preajmă care e aceeași soartă. Le-am propus locatarilor din Batâc cu acordul lor să găsim case în geamănă și să-i mutăm încoace ca să fim mai compacți și ca mai ușor să putem administra teritoriul. Practic toți au refuzat. Așa arată în prezent și alte 10 de sate din Republica Moldova. De fapt, nu mai există raion în care să nu fie o localitate pustie. În prezent, peste hotare se află 26,4% din cetățenii Republicii Moldova, adică peste 1 milion de oameni. În ultimul an, aproximativ 37.000 de basarabeni au plecat peste hotare. Recordul absolut a fost înregistrat în anii 2016-2017, când au plecat aproape 100.000 de persoane. Este un număr foarte mare. Chiar aș spune extrem de mare dacă analizăm situația la nivelul țărilor europene. Din cauza migrației tinerilor, baza piramidei, adică proporția populației tinere,
s-a micșorat semnificativ. Și numărul nou născuților este în continuă scădere. În 2019 și 2020 s-a înregistrat cel mai scăzut număr de copii nou născuți din ultimii 150 de ani. Asta în timp ce numărul bătrânilor crește anual cu aproape 2%. Depopularea și îmbătrânirea populației se răsfrânge direct asupra economiei, susțin analiștii. Noi acum suntem țara unde numărul de salariați moldoveni în sectorul real economiei în țară este de două ori mai mic decât celor care lucrează peste hotare. Avem peste 600.000 de pensionari, avem vreo 240.000 de bugetari și mai puțin de 400.000 de lucrători în sectorul real economiei. Deci spunește că la un lucrător din sectorul real sunt doi pensionari și bugetari. La începutul anilor 1990, Republica Moldova avea aproximativ 4,5 milioane de locuitori. Astăzi, nici autoritățile nu mai pot spune exact câți cetățeni au rămas. Potrivit Biroului Național de Statistică, de la 1 ianuarie 2021, numărul celor care locuiau permanent pe teritoriul Republicii Moldova era estimat la 2,5 milioane de persoane. Un studiu al Organizației Națiunilor Unite arată că până în 2040, populația Republicii Moldova va ajunge sub 2 milioane de locuitori. Dar optimismul mai crește atunci când vedem cum renasc oamenii Moldovei. Unii părăsesc Republica Moldova și pleacă în Uniunea Europeană, iar alții reușesc să aducă Europa acasă. Iar în astfel de cazuri putem spune cu toată încrederea că nu e totul pierdut. Doi frați din localitatea Fundul Galbenei se pot lăuda cu o livadă modernă datorită unei tehnologii inovatoare de irigare. Cireșele lor sunt la mare căutare, mai ales pe piața UE, iar visul lor a devenit realitate datorită unui grant în valoare de 30.000 de dolari pe care l-au câștigat în cadrul unui proiect implementat de PNUD și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Bun venit pe moșia fraților Gheorghe și Vasile Grosu. Au în posesie 15 hectare de pământ, iar în 3 ani au reușit să transforme terenul într-o frumoasă poveste de succes. Au plantat o livadă cu cireși aduși tocmai din Italia. Știau că cel mai important lucru pentru un agricultor este apa, mai ales în condițiile Republicii Moldova des afectată de secetă. Au săpat un bazin, dar apa despărea prea repede în pământ. Visul lor de a implementa o tehnologie modernă de irigare a livezii a prins contur abia în acest an datorită unui proiect. Sânia se filtrează când vine cu pământ. După asta avem pompă care șede pe bazin și o transmite direct în deal la cisternă. De la cisternă de amu avem pompe care, dacă vrem să dăm îngrășământ, transmitem prin picurare, vrem aici, vrem partea cealaltă, vrem aceea, adică e un lucru super. Bazinul are o capacitate de 5.000 de metri cubi și poate asigura irigarea întregii livezi. Specialiștii au estimat că în cel mai secetos an, apa adunată în bazin ar fi de ajuns pentru a menține livada roditoare. Fără apă, agricultura nu poți să o faci. Mersi mult proiectului ăsta care ne-a ajutat. Mersi mult, Domnul, că ne-a dat putere să ne închept ca să muncim. Irigarea prin picurare asigură nu doar o recoltă bogată, dar și calitatea și aspectul fructelor. Agricultorii folosesc doar îngrășăminte naturale, stropesc copacii cu soluții bio și întrețin coroana pomilor după o tehnologie preluată de la fermieri din străinătate. Deși e o livadă tânără, cei doi frați strâng o recoltă bogată. Datorită apei, noi putem obține și calitate, și cantitate, ceea ce dorește piața rusească, ori Europa, deci tot vor calitate. Datorită bazinului care îl avem aici, noi am făcut un acord cu pompierii din apropiere de aici, în caz dacă este voință de oriceva, să le dăm apă 100%. Bazinul de acumulare este unul dintre cele 10 astfel de obiective construite cu asistență financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare în raioanele Cantemir, Criuleni, Hâncești, Leova și Ungheni. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Svetlana Gore și în numele echipei vă mulțumesc pentru că ne priviți. Noi ne dăm întâlnire și duminica viitoare la aceeași oră. La revedere!